acele fișe de raportare pe care le-am transmis și care, pe care am lucrat la ele împreună cu colegii mei prorectori și care au fost transmise către cadre didactice, am transmis și anumite recomandări cu privire la modul de desfășurare activităților online, pentru că în prima perioadă, în primele 2 săptămâni, zicem, am constatat că anumite activități se desfășoară, nu știu dacă sună, poate sună ciudat, excesiv, în sensul că se desfășoară exact cum se desfășurau la sală. Atunci am rugat cadrele didactice să nu. Pentru că ce se întâmpla? Se întâmpla faptul că anumiți studenți își pierdeau poate din interes sau, mă rog, aveai niște utilizatori online din care poate doar jumătate mai erau activi după o anumită perioadă, pentru că trecea foarte mult timp și le pierdeai din atenție. Atunci am transmis anumite informații de la nivelul universității cu timpul efectiv de desfășurare a activităților în online în fața studenților sau cu studenții, completarea timpului aferent, urmând să se facă prin răspunsul la anumite întrebări. În momentul în care mergem într-o sală de curs, ținem un curs, la un moment dat încurajăm întrebările, în online e puțin mai dificil, mai ales dacă au 150 de studenți, s-ar putea să nu fie întotdeauna la fel. Și atunci se transmit materiale adiționale, poate anumite tutoriale care se adaugă, poate anumite răspunsul la e-mail, răspunsul lucru pe forum, care e o activitate specifică online-ului și pe care la activitatea de tip față în față nu o aveai. Erai la curs, dura o oră, mă rog, 50 de minute ora și după 2 ore, mă rog, aveai consultații undeva la un moment dat, dar astfel de întrebări de lucru pe forum, de întrebări pe e-mail, să zicem, sau în campus, completează informațiile care sunt transmise direct în mediul online. Pentru că în online nu rezistă cu atenția și, într-un fel, e și normal, la fel de mult ca atunci când sunt într-o sală în care, volens nolens, te uiți spre tablă sau spre cadrul didactic. Acum, între noi, fie vorba, nici acolo nu rezistă foarte totdeauna cu atenția, pentru că și-o mai pierd, dar, mă rog, măcar îi avem în față. Aici, de multe ori, se impune o anumită intimitate, nu poate să avem studenți, și asta că suntem în România, știm despre ce vorbim, cu situații mai bune, mai nu toți au un birou la care să stea și să desfășoare acele activități. Atunci, într-un fel, e normal să existe acest timp diminuat, dar completat cu celelalte activități pe care noi le-am transmis către colegii noștri cadre didactice prin informări de la nivelul universității.